Caz șocant la Galați, un câine maidanez a fost împușcat în gură de 2 ori, animalul a zăcut într-o baltă de sânge până când a fost găsit de un cetățean. Poliția îl caută acum pe agresor, individul riscă până la 2 ani de închisoare pentru sadismul de care a dat dovadă. Da, radiografia, din cuvinte n-am ce să spun foarte mult decât exact ceea ce se vede, sunt foarte multe proiectile alături de așchi osoase, da, aici avem așchi osoasă, iar toate acestea sunt proiectile de la o armă, nu mă pricep, dar un expert balistic ar putea să spună, e o armă cu alice, din ce știu eu, armă care are doar o singură împușcătură și atunci aruncă foarte multe proiectile din astea, se folosește la vânătoare. Incidentul s-a petrecut în fostul sediu al judecătoriei Târgu Bujor, clădire aflată acum în proces de reabilitare. Animalul împușcat în gură a fost operat, dar este în stare gravă, spun medicii care îl tratează. A fost semnalat cazul unui cățel care se afla în municipiul Târgu Bujor, în ideea în care avea maxilarul spart, nu se putea hrăni, bea apă, a fost văzut timp de 2-3 zile în situația aceasta. Știam că, de fapt am întrebat dacă este cooperant și mi s-a spus că nu, lucru care m-a încurcat puțin, întrucât e foarte greu de prins un câine care nu este receptibil la intențiile noastre de a-l ajuta. Am apelat la primăria municipiului Târgu Bujor și am primit concursul colegilor de acolo pentru a-l seda. Ulterior am găsit transport, l-am adus la Galați, a fost internat, a fost stabilizat. Situația era de viață și de moarte. Acum putem spune că ne aflăm într-un moment frumos, el a depășit momentele critice. Inițial am considerat că a fost lovit de mașină, însă când a ajuns la clinică, doamna doctor a fost șocată. A găsit foarte multe alice în capul cățelului. Agresorul patrupedului riscă până la 2 ani de închisoare pentru faptă comisă. Polițiștii vor trebui să afle dacă cel care a împușcat animalul a vrut să-l ucidă sau doar să-l tortureze. După apariția în mediul online a imaginilor cu animalul rănit, polițiștii s-au autosesizat, au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de rănirea sau schingiuirea animalelor și uz de armă fără drept și efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care se face vinovată de săvârșirea acestor fapte. Ancheta continuă în acest caz.